Având în vedere faptul că toată lumea pleacă acum în concedii, astăzi aș vrea să vorbesc despre ce ar trebui să verificăm la o mașină înainte de a pleca la un drum mai lung. Te poți trezi că ai de făcut un drum de peste 1000 de kilometri și trebuie să schimbi plăcuțele sau se strică ceva sau cedează ceva sau nu ai la tine ceea ce îți trebuie. Așa că recomand să mergeți într-un service și să verificați următoarele lucruri. Nivelul de ulei, când a fost schimbat uleiul, când trebuie să schimbați uleiul, dacă e nevoie chiar să schimbați uleiul. Că tot a venit vorba de ulei, recomand la un drum mai lung să aveți un bidon de 1 litru la dumneavoastră, un bidon din uleiul pe care l-ați pus deja în motor. Poți avea un motor ca al meu care consumă puțin ulei dacă se merge mai turat cu el, așa că decât să te trezești pe autostradă că nu mai ai ulei, adică e la nivelul minim, să ai la tine 1 litru de ulei. Eu asta fac cam de fiecare dată când plec undeva departe, să zicem peste 1000 de kilometri. Anvelopele și presiunea în roți. Este foarte important să verificăm anvelopele. Pot să spun din proprie experiență că acum 2 ani de zile am vrut să plec la mare și făcusem plinul, am spălat mașina, am verificat așa toate cele și exact cu o zi înainte să plec, adică duminică, am vrut să plec o săptămână de luni până luni și exact duminică seara înainte să plec, am făcut pană. Am făcut pană pentru că eu nu am verificat, adică n-am făcut pană, mi se desumflaseră roțile pentru că nu am verificat ventilele. Unul dintre ventilele de la roți era foarte îmbătrânit, era vechi și trebuia înlocuit. Din cauza ventilului mi s-a desumflat roata, eu trebuia să plec a doua zi la mare. Așa că am fost într-o vulcanizare luni la prima oră și a trebuit să stau să aștept la coadă să înlocuiesc ventilul să pot să plec mai departe. Un lucru destul de nedorit când vrei să pleci la un drum mai lung. Așa că verificați anvelopele, ventilele, presiunea în roți. Să nu aibă vreo gâlcă, vreo anvelopă, să fie totul în regulă. Te poți trezi pe autostradă că faci o pană și mulți dintre voi poate nici măcar nu știți să faceți o pană. Și multe dintre mașinile noi nici măcar nu au roată de rezervă, vin cu un kit de reparație. Lichidul de frână. În ce stare este, cum arată, ce culoare are, cât are procent apă. Tocmai ce am făcut un video despre acest subiect, dacă sunteți interesați puteți să vedeți tot clipul despre lichid de frână. Pe scurt, dacă are peste 4% conținut de apă, neapărat schimbat. Durează maxim 30 de minute, costă maxim 100 de lei cu tot cu manoperă, deci recomand să îl schimbați. Dacă e în stare bună, lăsați-l așa. Apoi recomand o constatare mecanică. Ridicăm mașina pe elevator și ne uităm. Să nu avem jocuri la roți, să nu fie vreun pivot dus, vreun cap de bară, să nu fie amortizoarele curse și așa mai departe. Recomand o constatare mecanică amănunțită. De asemenea, recomand și o testare electronică sau o diagnoză pe toate sistemele. Bine, în principiu, dacă nu e niciun martor aprins în bord, ar trebui să fie în regulă. Dar chiar și dacă nu aveți un martor aprins în bord, eu recomand totuși să faceți o testare electronică, o diagnoză. Și sunt erori care nu apar întotdeauna în bord. Dacă e eroare care nu are treabă cu airbag-urile sau cu ABS-ul sau cu sistemul de frânare sau cu motorul, de multe ori nu apare în bord. Dar tu poți să o ai. De asta și recomand să puneți un tester înainte de a pleca la drum. Două lucruri foarte importante pe care multă lume nu le verifică sunt starea bateriei și încărcarea alternatorului. Noi, de exemplu, la firmă avem un tester de baterie care măsoară încărcarea alternatorului, care ar trebui să fie între 13,7 și 14,4V, ideal ar fi cam 14,2. Cam toate serviciile autorizate sunt echipate cu multimetre digitale cu care pot verifica tensiunea la alternator. Dacă mergeți într-un serviciu care are un tester special pentru baterie, cu atât mai bine. Eu verific și recomand să verificați starea bateriei, cât mai are putere de pornire, cât mai are sănătate, în ce stadiu e ca și încărcare, cât la sută e încărcată și tensiunea alternatorului. Prea mult nu e bine, prea puțin te trezești că rămâi fără baterie, ți se descarcă în mers. Practic, în loc să ți se mențină bateria încărcată, se consumă. Nu face față consumatorilor. Chiar asta s-a întâmplat ceva de genul ăsta, a venit un Renault Megane care avea bateria foarte slabă, era din 2010 și avea bateria originală, deci 8 ani de zile. I-am schimbat bateria, dar am rămas surprins că de cele mai multe ori când bateria este nu mai are putere de încărcare, pornește greu mașina, nu mai ai tensiune și te trezești că îți dă erori pe anumite sisteme, cum ar fi pe ABS sau pe modulul de ABS, pentru că nu mai ai tensiunea necesară. Am pus testerul astăzi și apărea System Under Voltage, deci nu mai avea tensiune să lucreze cum trebuie ABS-ul. I-am schimbat bateria și când i-am făcut test de încărcare cu bateria nouă, alternatorul încărca 13,4, deci sub
cât era necesar. De asta și avea probleme pe ABS și avea erori pe undervoltage. De asta era și nivelul de încărcare era scăzut, pentru că alternatorul nu mai încărca cât trebuie. Tu poate știi că mașina ta este în regulă, știi că totul este pus la punct, pleci la drum, alternatorul nu mai încarcă cât trebuie și te trezești în mers că îți apare erori, că se oprește motorul, că nu mai pornește sau efectiv rămâi fără curent. Mulți neglijează alternatorul și bateria. Și asta în special când pleci iarna la un drum mai lung, să rămâi fără curent și fără alternator, ești victimă, direct platformă. Și sper să nu te prindă o locație foarte friguroasă să înghezi de frig. Așadar, ce să mai verificăm noi la o mașină înainte de a pleca la drum? Toate luminile să fie funcționale. Iar în cazul în care a schimbat vreun bec cu mâna dumneavoastră sau indiferent dacă a fost schimbat vreun bec, să spunem pe fază scurtă sau pe fază lungă, în special pe fază scurtă, recomand să verificați cu un aparat de faruri cum bat luminile, cum bat farurile. Pentru că am văzut oameni care au schimbat cu mâna lor un bec H7, foarte obișnuit, și are și el o poziție în care se pune de cele mai multe ori și mulți l-au pus numai de dragul de a-l pune, să se aprindă becul, și te trezești că un bec îți bate normal și unul îți bate prin pomi sau prea jos. Te trezești că pleci la drum lung, mergi noaptea și nu vezi nimic. Deci recomand să se verifice și farurile și toate luminile să fie funcționale. Un lucru iarăși important, mai ales dacă plecați iarna, nivelul de strop gel. Înainte de un drum mai lung, umpleți rezervorul de strop gel. Eu am pățit iarna să plec de la Brașov la Cluj și afară burnița, puțină lapoviță, puțină nisoare, asfaltul era umed și se murdărea foarte repede, parbrizul nu mai vedeai nimic. De la Brașov până la Cluj am consumat 2 rezervoare de strop gel. Deci m-am oprit în Peco special să cumpăr strop gel. Și credeți-mă, în Peco un strop gel bun e scump. Apropo de strop gel, o să vorbesc într-un alt video despre care este cel mai bun strop gel. Până una alta, cel mai bun strop gel de iarnă pe care l-am avut până acum a fost de la MOL. L-am măsurat cu un refractometru. Scria pe ambalaj minus 20 de grade. M-am uitat, l-am măsurat. Erau exact minus 20 de grade. Restul ce am avut din alimentare, din supermarketuri, din Kaufland, la bidon de 5 litri, ălea sunt apă cu aromă, apă cu o porcărie, apă chiar. Au venit foarte multe mașini în servis iarna cu strop gel băgat de nu știu unde, au fost frigurile alea de minus 17, minus 18 grade, era nivelul de strop gel era până sus full, cum a dat puțin înghețul la minus 15 grade, gata, a și pocnit, a și înghețat, s-a dus pompa, s-a dus rezervorul. Apropo de strop gel de proastă calitate, în special iarna. Vara poți să pui ce vrei tu, mă rog, să șteargă puțin acolo de nisip, de insecte. Ideal ar fi să avem mereu un strop gel de calitate, dar eu sunt de părere că iarna trebuie să avem o atenție sporită la tipul de strop gel pe care îl folosim. Deci până acum cel mai bun și cel care nu m-a dezamăgit niciodată a fost cel de la benzineria MOL, acela Evo. Deci chiar foarte bun. L-am măsurat cât e pe ambalaj, atâta are și în realitate. Măsurat chiar cu mâna mea. Cam astea ar fi verificările de bază, anvelope, frâne, presiune roți, lumini, baterie, o constatare mecanică, o diagnoză, strop gel, să avem fluide, uleiul să fie la nivel și cam asta este. Cred că totul durează maxim o oră dacă mergeți într-un serviciu și se mișcă repede băieții. Dacă aveți întrebări, sugestii, nu ezitați să-mi lăsați un comentariu și ne vedem în următoarea.